să supărăm și pe cei pe care nu v-am văzut dimineața la festivitatea de deschidere. Așa cum am început ziua, subliniez și acum, la încheierea ei, că azi, în 14 decembrie, am avut în școala Silvania cea de-a 14-a ediție a concursului național de matematică Teodor Topan. Pentru noi este o mare bucurie și o onoare în același timp că astăzi, când încheiem socotelile, categoric ne-a dat cu plus. Vă felicit pe toți și în continuare îi dau cuvântul lui Cătălin Țurcaș, inima acestui concurs. Toți elevi ai școlii noastre, aplaudați-l. El este motorul, este ucenicul domnului profesor Teodor Topan și el ne adună pe toți, într-un număr atât de mare, în fiecare an, în jurul lui și în jurul unei pasiuni debordante pentru matematică. Eu vă felicit pe toți și vă aștept cu drag la multe ediții de aici înainte. Vreau să încep prin a vă mulțumi că ați venit la concursul nostru și pentru că ați avut răbdare să așteptați până corectura s-a finalizat. Vă felicit pentru că ați făcut față cu brio unor subiecte frumoase și grele, părerea mea. Au fost o ediție de succes din punct de vedere al lucrărilor produse și vreau să le mulțumesc, să vă mulțumesc în primul rând vouă, profesorilor și părinților care v-au adus și tuturor celor care au fost implicați într-o măsură sau alta în acest concurs. Vă mulțumim foarte mult. Vreau să vă spun că știu că sunteți foarte curioși. Rezultatele deja le puteți găsi pe site-ul concursului teodortofan.wordpress.com. Dacă nu, îl căutați pe Google și îl găsiți foarte rapid. Și să înceapă premierea. Felicitări încă o dată! Premierea o face primarul orașului nostru, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș. Cunoștință veche de-a dumneavoastră. Bună seara tuturor! O să fiu scurt, și mie îmi place matematica. Vă felicit pe toți care ați participat, le mulțumesc din suflet celor care de fiecare an vin aici, respectiv domnii profesori și nu în ultimul rând băieților. Și după cum v-am spus dimineața la cei puțini care ați fost, premiile sunt în felul următor. 400 de lei pentru premiul 1, 350 de lei pentru premiul 2 și 300 de lei pentru premiul 3. Iar cei care au punctaj maxim, cred că două persoane sunt, au un beneficiu de 150 de lei. Și cei din Șimleu, sper să avem, au iar beneficii. Nu mari, dar mă bucur întotdeauna când pe listele de premiere văd și elevi de-ai noștri. Am să încep cu clasa 5-a, de la coadă înspre locul 1. Mențiune se acordă, cei care primiți mențiune, veți lua niște cărți ca și premiu. Cei care luați premii și luați și bani, vă rog să nu plecați după ce le luați, ci să vă semnați pe lista care o să vă pună la dispoziție colegele mele. Mențiune de la Colegiul Național Silvania din Zalău se acordă elevului Toroș Robert. Tot de la Zalău, de la Școala Generală Gheorghe Lazăr, eleva Stroia Naomi, tot din clasa 5-a. Mulțumim! Haideți pe partea asta la altă, că e mai simplu. Thank you.
de la Colegiul Național Silvania din Zalău, elevul moldovan David. De la Colegiul Național Emil Racoviță, tot mențiune din Cluj-Napoca, eleva Belinda Diana. Nu este? De la Școala Spectrum din Cluj-Napoca, eleva Țibula Irina. Premiul 3 merge la Oradea, la Colegiul Național Emil Gojdu, eleva Ursu Miruna. Mi-a dat atenția Cătălin că este Emanuel Gojdu. Îmi cer scuze, o să mă revin acum, pentru că la același Colegiu Național Emanuel Gojdu merge încă un premiu 3 elevului Meșter Andrei. Nu este? Am făcut o regulă de care ne ținem. Cărțile. Ok. Regula este că aceia care n-au stat la festivitatea de premiere și au premii în bani, nu o să-i primească. Știu că sunt pe drum dinspre Oradea, dacă ajung până la final sau până, mă rog, într-o oră, o să primească banii. Este o regulă pe care am făcut-o de ani de zile și ne ținem de ea. Premiul 2 se duce la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, elevul Sabo Andrei. Nu este Andrei. Te rămân bani. Premiul, sunt două premii întâi, tot la Emil Racoviță, în Cluj-Napoca, se duce la elevul Sandra Iancu Ioan. Tot premiul întâi, cu același punctaj, se duce la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea, elevul Petrila Eduard. Ne ducem la clasa 6-a. Elevul Râpă Bălan Tudor, de la Colegiul Național Emil Racoviță.
următoarea mențiune, de jos în sus, se duce la frații noștri din Chișinău, de la Liceul Ștefan cel Mare din Chișinău, Ojoga Cristian. La Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, eleva Hangalu Miruna. La Colegiul Național Onisipo Ghibu din Oradea, eleva Nicoara Mara. Premiul 3 se duce la Gojul în Oradea, elevul Păruș Ștefan. Premiul 2 se duce la Chișinău, Iordache Diana, de la Chișinău. Sunt două premii întâi. Împarte Oradea cu Baia Mare. Morozan David, de la Gorjul din Oradea. Cu punctaj maxim. Și la Baia Mare, la Lucaciu, elevul Dragoș Victor. Trecem la clasa 7-a. Mențiune merge la Mihai Eminescu, în Zalău, Horvat Matei. Este Matei. Tot mențiune la Vasile Lucaciu, în Baia Mare, Ken de Mihaela. Thank you.
astăzi la Lucrațiu în Baia Mare, următoarea mențiune, pop Tudor Andrei. Prima mențiune se duce la Chișinău, Liceul Teoretic Daviane, Baier de Adrian. Premiul 3 se duce la Lucașu, la Baia Mare, Ghiman Madea. Madea. Premiul 2 se duce în același loc, Coșara Antonia. Coșara! Și premiul întâi se duce la Oradea, la Gojdu, Bogdan, Daria Andreea. Clasa a 8-a, mențiune, se duce la Mihai Eminescu, Satu Mare, David Alex Robert. La Oradea, la Liceul Teologic Emanuel, Tășădan Luca. Și prima mențiune se duce la Racoviță, în Cluj, Lazar Alexandru Florin. Premiul 3. Coroiu Alexandru de la Racoviță din Cluj. Premiul 2 se duce la Lucrațiu în Baia Mare, elevul Robu Dacian. Și premiul 1 se duce la tot la Lucrațiu în Baia Mare, Timon Rei.
perseverent, tot pe locul 3, nu lasă. Clasa 9, ne ducem la liceu. Mențiune la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj, Napoca, Orfăleana Andrei. Următoarea mențiune la Emil Racoviță în Cluj, Napoca, Hanzi Glorela Maria. Mențiune se duce la Oradea, la Gojdu, Ilie și Adriana. De fapt, mai avem o mențiune. Berin de Codrin, de la Racoviță, din Cluj. Premiul 3 se duce tot la Racoviță, Cava și Eduard Paul. Deci este Cava și Eduard Paul. Nu este. Ne lasă banii nou. Premiul 2, Mihai Eminescu, Satu Mare, Popan Cosmin Andrei. Iar premiul întâi se duce tot la Emil Racoviță, Cluj-Napoca, Gabriela Cătălin Georgian. Am ajuns la clasa a 10-a, mențiune Pop Sebastian Mihai, Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Următoarea mențiune merge la Liceu Avram Iancu din Cluj-Napoca, Ignat Alex. Nu este Alex. Următoarea mențiune, Fekete Luca, Gojdu-Oradea. Și prima mențiune merge la Satu Mare, la Mihai Eminescu, elevul Mihai Eduard Alex.
Premiul 3 se duce la Emil Racoviță, eleva Hărămaș, Diana Maria. Premiul 2 se duce la Satu Mare, elevul Cornoc Roland Nicolas. Și premiul întâi se duce la Târgu Mureș, Cocio Cris Șandor. Mergem la clasa 11-a, mențiune, elevul Lazar Laurențiu de la Dragoș Vodă din Siget. Următoarea mențiune, Smaus Mark de la Goșdu din Oradea. Prima mențiune se duce la Petru Rareș în Beclean, elevul Bugnar Cătălin. Premiul 3 se duce la Oradea, la Goșdu, elevul Budura Bogdan. Premiul 2 se duce la Drobeta Turnu Severin, elevul Vasile Marian Daniel. Vedeți că dacă distanța e mai mare, nu vă duceți. E și un noroc. Iar premiul întâi se duce la Emanuel Goșdu din Oradea, Vaida Filip. Îți petru mici, cred că și premiul întâi și premiul trei, probabil că vor ajunge în câteva minute. La clasa 12 avem trei mențiuni. Și un premiu întâi, au fost mai puțin concurenți și juriul a hotărât ca aceasta să fie, acesta să fie clasamentul. Mențiune se duce la Liceul Baptist Emanuel din Oradea, Trifan Octavian.
Următoarea mențiune rămâne în Șimleu, Iosif Ovidiu Călin de la Simeon Bărnuțiu. Cei din Șimleu și dacă iau mențiune, Consiliul Local așa stabilit să primească sumă de bani mai mică ca și la premii. Poate îi convinge și noi pe primarii voștri să facă același lucru când faceți un concurs la voi. Mențiune, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca, Cuțiu Șerban. Iar premiul întâi se duce la Oradea, la Gojdu, Jurcuț, Paul Bogdan. Cam asta a fost tot. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, pentru că de fiecare dată ne facem o fotografie de tradiție cu toți premianții. Vă rog că cei care ați luat premii să urcați pe scenă. Și premii și mențiuni. Cei care ați luat premii și mențiuni, să urcați pe scenă, să ne facem o fotografie de grup.